Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial din seria dedicată dezvoltării website-urilor cu ajutorul aplicației Google Sites. În interiorul unei pagini se poate introduce un separator între două secțiuni pentru evidențierea acestora. Pentru a introduce un separator, se execută un click pe secțiunea sub care se dorește introdus separatorul se acționează meniul inserat și se alege opțiunea separator. Se observă că sub secțiunea pe care noi am selectat-o s-a introdus această bară orizontală cu scopul de a evidenția, de a delimita aceste secțiuni. În cazul în care poziționarea acestui separator este greșită, se deplasează mouse-ul în partea stânga a separatorului și prin metoda drag and drop se poate repoziționa separatorul. Pentru crearea unui nou separator, se selectează secțiunea sub care se dorește introducerea unui nou separator și, bineînțeles, că se alege opțiunea separator. Există situații în care dorim să rezervăm o anumită zonă din pagină pentru o viitoare publicare a diferitelor elemente. Pentru acest lucru avem la dispoziție opțiunea placeholder în limba engleză sau substituent în limba română. Opțiune pe care o regăsim în meniul inserați și apoi opțiunea substituent. La acționarea unui click pe această opțiune ne apare o mică imagine de unde avem posibilitatea încărcării unui anumit element. Dar ce tip de element poate fi introdus? la acționarea acestui buton numit editat substituentul, putem să selectăm tipul de element pe care îl putem introduce în acest substituent. De la o imagine, la un document din Google Drive, la o prezentare, la un formular, chiar și la un clip de pe platforma YouTube. Bineînțeles, lângă acest buton, regăsim și butonul de eliminare a acestui substituent. O informație foarte importantă pe care un vizitator al website-ului poate primi este data și ora la care website-ul a fost actualizat. Această informație poate fi preluată cu ajutorul pictogramei Info care este situată în stânga jos a ferestrei browserului. La acționarea unui click pe această pictogramă utilizatorul poate primi ca informație data și ora când website-ul a fost actualizat. Dacă aceste informații pot fi publice sau nu, se stabilește din setările meniului din zona antetului, acționând acest buton numit setări de navigare. Iar din fereastra apărută se alege opțiunea instrumente de afișare, unde regăsim posibilitatea afișării sau nu a orei ultimei actualizări a paginii și dacă vizitatorul poate sau nu contacta proprietarul website-ului. Orice website conține o secțiune de contact sau chiar și o pagină de contact în interiorul căreia putem introduce o hartă cu locația respectivei instituții. De obicei, această locație este introdusă în subsolul paginii. Pentru a face același lucru, vom edita subsolul și vom selecta ultima secțiune din subsol. Apoi vom merge pe meniul Inserați și vom alege opțiunea Hartă. Acum avem posibilitatea să căutăm o anumită locație cu ajutorul hărților Google. După selectarea locației curente, putem alege respectiva locație acționând pe butonul Selectați. Regresim aceleași butoane de redimensionare specifice oricărui element pe care l-am introdus în pagină. Și astfel am introdus în subsolul paginii o hartă. Există situații în care uh, dorim să redenumim întregul website pe care l-am dezvoltat. Acest lucru îl putem face acționând un click pe acest buton sub forma unui document de culoare albastră și se observă că am ieșit din modul de editare a website-ului într-o zonă în care ne sunt afișate website-urile pe care le dezvoltăm. Bineînțeles că în cazul nostru este vorba de un singur website. Dacă acționăm acest buton sub forma celor trei puncte verticale, vom avea uh, la posibilitatea să redenumim site-ul, să-l ștergem sau să-l deschidem într-o filă nouă, într-un tab nou. Alegem opțiunea Redenumiți și din prima pagină o să îi schimb numele în primul site. Acționez butonul OK și se observă că numele a fost schimbat. Dacă vom uh, alege opțiunea Eliminați și apoi mutați în coșul de gunoi, întreg site-ul s-a mutat în coșul de gunoi unde va fi ținut de către Google timp de 20 de zile după care va fi uh, șters uh, definitiv. Pentru a readuce website-ul din coșul de gunoi înapoi în Drive, vom uh, parcurge următorii pași. Vom deschide din nou Drive, apoi două clicuri pe coșul de gunoi din partea stângă. Printr-un singur clic vom selecta documentul pe care dorim să-l restabilim și apoi vom acționa butonul Restabiliți din coșul de gunoi situată în partea dreaptă sus. Astfel am restabilit întreg website-ul pe care l-am șters în prealabil. Există situații în care crearea unei copii a întregului website ar fi chiar utilă. Pentru a duplica un site, vom acționa butonul din partea dreaptă sus, sub forma celor trei butoane verticale, și vom alege opțiunea Duplicați site-ul. Bineînțeles că avem posibilitatea să denumim fișierul, documentul în care să fie salvat copia acestui website și putem să alegem și o anumită locație din Drive, bineînțeles că o să las aceeași locație, și să trimit un e-mail de informare către editorii pe care i-am invitat în prealabil. Apoi acționez butonul duplicați. Acum dacă mă, mă întorc în uh, aplicația Drive, voi vedea un nou document numit Copie a primului site care conține o copie fidelă a întregului website pe care l-am dezvoltat. Google Sites pune la dispoziția dezvoltatorului un istoric al versiunilor în așa fel încât să aveți posibilitatea să vă întoarceți în timp la un anumit stadiu al dezvoltării website-ului. Pentru a accesa istoricul versiunilor se acționează același buton sub forma celor trei puncte verticale, și apoi opțiunea istoricul versiunilor. Dacă se dorește întoarcerea în timp la stadiul pe care îl avea website-ul în data de 23 august, de exemplu, se acționează butonul din dreapta și apoi opțiunea restabiliți această versiune. Bineînțeles că dacă este o versiune care este corectă și care ne place, putem să denumim această versiune, de exemplu, versiune bună. Dacă totul este în regulă și suntem mulțumiți de rezultatul la care am ajuns, putem să facem public website-ul nostru. Pentru a publica website-ul în așa fel încât să poată fi accesat din mediul online, bineînțeles că se acționează butonul publicare din dreapta sus. Avem posibilitatea să stabilim o anumită adresă pentru website-ul nostru. Întreaga adresa a site-ului va fi sites.google.com slash educred.ro, deoarece este domeniul afiliat la Google al contului cu care eu m-am logat, slash școala educred. Avem posibilitatea să modificăm doar ultima parte din numele website-ului. După ce am modificat numele corespunzător, vom acționa butonul publicare. Acum, website-ul nostru este public și oricine are adresa site-ului poate accesa conținutul acestui website. Aceasta a fost seria de tutoriale referitoare la dezvoltarea website-urilor cu ajutorul aplicației Google Sites. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere.